În identitatea cerească există și un mandat ceresc. Adică noi nu doar am devenit oameni din Hristos, noi trebuie să devenim ca El și să schimbăm locurile întunecate în locuri ale împărăției lui Dumnezeu. Și dacă noi avem mentalitatea asta, înțelegem că aici pe pământ, chiar când zicem rugăciunea domnească, vie împărăția ta, care un aspect imperativ, nu-i o sugestie, facă-se voia ta, noi avem o bătălie de dus cu diavolul, cu întunericul, și atunci nu doar am primit așa identitatea și stăm în puf și mergem în ceruri, avem de lucru. De-aia trebuie să ne echipăm, Efeseni 6, cu toată armura. Trebuie să alungăm întunericul, exact ca Dumnezeu la creație. Putea fi pământul frumos și înfloritor, însă era pustiu și gol. Și Dumnezeu a schimbat ceva pustiu și gol în ceva plin de lumină și de roade. Exact așa și noi, dacă suntem ca El, schimbăm locurile întunecate în locurile împărăției lui Dumnezeu. Alpha, Omega.